cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor, bine v-am regăsit în 2023, pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe pagina noastră de Facebook, unde suntem live în acest moment, ca să discutăm despre un an preelectoral crucial, un an în care probabil foarte multe sau cele mai multe dintre deciziile uh, politice și de politici publice, cele care ne privesc pe toți, vor fi luate cu ochii la alegerile din 2024, cu ochii pe sondaje, cu ochii unul pe mișcările celuilalt în coaliția de guvernare și, evident, cu ochii unii pe mișcările celorlalți în raportul putere-opoziție. Invitatul meu este fostul premier Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei. Bună seara! Bună seara, mulțumesc de invitație, salut radioascultătorii. Ce fel de an preelectoral 2023 vedeți, domnule Orban? Practic, va fi un an în care fiecare formațiune politică va încerca să ajungă la bloc starturile, în bloc starturile anului electoral, într-o poziție cât mai bună. De la formațiunile care se află la guvernare până la formațiunile care se găsesc în opoziție. Ceea ce ne aduce la întrebarea pe care o aud tot mai despusă în ultima vreme, dar la ce le folosești, având în vedere că rezultatele s-ar putea să fie aceleași ca la ciclul electoral precedent? Asta și să fim condamnați ca care... ei să guverneze împreună și alții să stea în opoziție. Asta este ideea pe care încearcă să o inducă uh, cetățenilor români, mai ales cetățenilor români uh, cărora nu le place de actuala guvernare. Asta este ideea pe care vor să o inducă în subconștientul oamenilor, că nu are rost să vă implicați, nu are rost să votați, tot noi rămânem la putere, indiferent ce faceți voi. Noi vom continua guvernarea. Nu este așa. Oamenii hotăresc direcția în care se îndreaptă România. Oamenii hotăresc cine câștigă alegerile. Iar actuala coaliție este departe de a fi atât de sigură când vrea să pară că va duce mai departe această coaliție. A început deja campania electorală din punctul dumneavoastră de vedere? Prin... PSD mai ales, dar și unii din PNL nu guvernează decât guvernare electoralistă, ea spune eu, decât cu ochii la electorat. Să încerceți mai câștige niște voturi. Mai dau o pomană, mai dau un voucher, mai găsesc niște bănuți să mai facă o plată, să e concurență între ei care dă mai mult. Nu i-ați văzut că e distractivă. Boloș dă vouchere din fonduri europene și Budăi dă a 13 -a pensie, sau. Uh, și pe de altă parte, e o competiție în sens invers, uh, care să fie arătat cu degetul pentru multele nerealizări a acestei guvernări. Și acum, mai să fim cinstiți, guvernarea asta e slabă. E o guvernare ale cărei efecte uh, sunt foarte proaste în economie, în societate, în puterea de cumpărare a cetățenilor, în calitatea serviciilor publice care sunt furnizate către cetățean în mersul investițiilor publice, care trebuie să pună bazele unei viitoare dezvoltări și a unei viitoare prosperități și în materie de absorpție a fondurilor europene pe care le avem la dispoziție pentru a putea susține aceste proiecte de investiții. Dumneavoastră ziceați mai devreme că deciziile sunt luate cu ochii pe uh, sondaje, pe capital electoral. Da, de la mine se vede un pic altfel. Se vede un an și o lună de guvernare a acestei coaliții. În care, scuzați-mă, n-am văzut niște decizii care să mulțumească oamenii. Am văzut niște decizii care au aiurit oamenii și care uh, i-au vrăjbit în multe privințe, apropo de tot felul de inițiative anunțate. Vezi taxă pentru multinaționale, vezi pomparea în continuare aparatul de bani nu, în aparatul nu de stat. Auză adică, care e, care e marele capital electoral pe care l-a adunat această coaliție într-un an de dat cu dreptul în stângul, de fapt? Uh, mai mult cu stângul, în dreptul. Pentru că, în realitate, beneficiarii acestei coaliții sunt acei alegători. Adică, cine a primit cel mai mult de la această coaliție? în general votanții care sunt înclinați să voteze cu PSD-ul. Nu, eu nu știu, adică dacă mă mine, nu spune nimeni, n-a primit nimic zona coerent anul Zona publică, zona celor care trăiesc pe pensii sociale, zona celor care trăiesc cu ajutoare sociale, că au primit vouchere, au primit diferite alte forme Bun, de... Bun, acum și cu alte, multe, alte foarte alte forme, multe, sincope. Alte totuși. forme de sprijin. Dar, în general, dacă ne uităm, clasa de mijloc, oamenii activi economic, oamenii care muncesc sau oamenii care au muncit, oamenii care... Într-adevăr, duc practic greul dezvoltării societății, sunt faltați la tot pasul. Eu n-am înțeles de ce guvernul a trebuit să crească fiscalitatea într-o perioadă în care ei s-au trezit fără să facă nimic cu 63 de miliarde. Asta e valoarea pe care o avem astăzi. 63 de miliarde în plus la bugetul general consolidat, la care nici ei nu visau în momentul în care au alcătuit legea bugetului de stat. Și cu toate astea au crescut fiscalitatea. E ceva de noapte minții. Dar unde au crescut fiscalitatea? Exact pentru cei activi. Au crescut fiscalitatea pentru acționarii la firme, adică cel care s-a dus cu banii și a riscat banii respectivi să-i bage în acțiunile unei firme. A crescut fiscalitatea uh, pentru profesiile liberale, pentru cei care câștigă venituri din activități independente, mm -hmm. a crescut fiscalitatea pentru uh, micro-întreprinderi, a crescut fiscalitatea pentru proprietarii care obțin venituri din chirii și așa mai departe. Aici fac o paranteză. Se vorbește de categoriile astea pe care le-ați menționat acum ca fiind electoratul liberal sau de factură liberală sau electoratul PNL. Mai e cazul, ne, după ce am văzut un anul ăsta? Nici formă, Niciun om de dreapta, niciun un om convingeri liberale, din punctul meu de vedere, nu mai poate voteze cu partidul care uh, a tărât în noroi uh, blazonul demn uh, al partidului istoric PNL. Orice om de dreapta nu mai poate zboteze cu PNL, pentru că știe clar că dacă votează cu PNL, de fapt votează cu PSD, pentru că PNL astăzi e PSD 2. Este implicat într-un proiect, nu de azi pe mâine, este implicat într-un proiect de guvernare pe termen lung și de sufocare politică a României, pentru că realitatea este că au pus democrația între paranteze de tot. Astăzi în România e o democrație așa, aparentă. Bun, dincolo de categoriile astea electorale cu vouchere ajutoare și așa mai departe, e o importantă categorie electorală sau o armată de partide care este cea a administrației uh a funcționărimii de stat. Asta mizează și pe Păi, da, da, aici, iertați-mă, dumneavoastră, de pildă, PNL-ul dinainte sau dumneavoastră personal, ca premier, n-ați avut niciun rol în, în gonflarea acestei uh, structuri care înghite din ce în ce mai mulți bani, că acolo nu sunt doar de cliente ce la, PSD la zona publică. Mă refer la zona publică, a funcționarilor publici, cei care toacă o grămadă Poi de dai. bani, care au o grămadă de sporuri, a căror existență e mereu. Un mare semn de întrebare, deci avem nevoie de atâția? Ce fac ei cu adevărat? Deci eu, eu am avut chiar inițiative în sensul ăsta, o reducere a sporurilor, o inițiativă care, din păcate, nu am putut o duce la bun sfârșit. Am uh, avut uh, un proiect de interzicere a acumulării pensiei uh, cu salariu în sectorul public, adică omul care se pensionează la 45 de ani din știu eu ce, din poliție, din armată și după aceea vine și se angajează în sectorul public și cum e și Ciucă, Ciucă e cumulat, el cumulează pensia de militar cu venitul pe care îl încasează din poziția de prim-ministru. Am avut foarte multe poziții. Eu, de exemplu, am blocat aplicarea legii primind pensiile speciale pentru și locali. În mandatul meu au fost desfințate pensiile speciale prin lege de parlament. Sigur că ulterior în alta curte de casație, justiția a atacat la CCL și legea a fost declarată neconstituțională. Pensiile speciale ale parlamentarilor au fost desfințate în februarie 2021. Eu am condușința, eram președintele Camerei Deputaților și eu am condușința în care s-au desfințat pensiile speciale. Nu mă puneți pe mine în categoria asta. Am avut o relație bună cu primarii, pentru că primarii, în general, care au proiecte de dezvoltare, oferă o perspectivă pentru o viață mai bună, pentru o creștere a calității vieții, pentru o creștere a oportunităților de a obține venituri, de a avea locuri de muncă, de a dezvolta activități în comunitatea locală, dar în general am fost orientat spre programe de investiții către comunitățile locale, nu spre pomeni care sunt date ca să cheltuiască. Noi, de exemplu, am votat împotriva sistemului de plată în sectorul public, de exemplu, pentru administrația locală, care este pe grilă raportată la salariul viceprimarului, cu venit maxim salariul viceprimarului și multe alte lucruri. Iar convingerea mea este că avem o administrație mult prea stufoasă, prea multe ministere, prea multe agenții, prea multe localități, deci prea multe administrații locale. În normal ar trebui redusă la jumate administrațiile locale, de asemenea avem prea mulți angajați în sectorul public, iar dimensionarea este complet neoptimă și, din păcate, administrația a fost distrusă în ultimii 15 ani mai ales cu angajările făcute pe pilăraie politică, în care practic nu s-au mai făcut concursuri pe bune în care să fie aduși oameni... Aici întrebam, e doar responsabilitatea PSD-ului sau a fost și responsabilitatea... În ceea ce mă privește pe mine, eu n-am putut să fac niciun concurs pentru organizarea... N-am putut să organizez niciun concurs pentru că Parlamentul cu majoritatea PSD-stă mi-a interzis să organizez orice concurs de intrare sau de ocupare a unei funcții publice de execuție sau conducere prin legea 55. Pensiile astea speciale că ați pomenit de ele, uh, care trebuie reformate ca să primim bani din PNRR, uh, cum vedeți soluționată problema asta? E de fațadă? E o mascaradă? Ce se întâmplă zilele astea? Sau păi are șanse să, e... să reformeze sistemul până la urmă? Uh, actul normativ în concepția guvernamentală e o frecție la un picior de lemn. Aici ori e serios și mergi pe o idee foarte clară, că singurul principiu pe baza căruia calculez pensia e principiul contributivității, ori faci cu afară. Eu au făcut-o cu afară și, de fapt, arată clar prin acest act normativ că ei nu vor să desfințeze pensiile speciale. De ce nu desfințează pensiile speciale pentru parlamentari? De ce nu desfințează pensiile speciale pentru aleși și local? De ce nu desfințează pensiile special pentru diferite categorii de angajați ai diferitelor instituții publice, de ce nu uh, creează într-adevăr un uh, mecanism uh, serios de calcul al uh, pensiilor pentru aceste categorii, care au beneficiat efectiv de niște avantaje care, din punctul meu de vedere, nu se justifică. Există un principiu al egalității în fața legii, da? Uh, păi dacă unui om care lucrează în construcții sau un om care lucrează în fabrică sau un om care are o activitate inclusiv de birou într-o dăstanare, uh, îi se calculează pe baza contribuției pensia, de ce să altor categorii să li se calculeze pensia pe alt criteriu decât pe criteriul contributivității? Este o nedreptate care este făcută față de ceilalți și e de fapt o încălcare a principiului de egalitate în fața legii, fără privilegii și fără discriminare, care este prevăzut în Constituție. Amenințările astea ale magistraților că părăsesc repede sistemul, că golesc sistemul, că pe banii ăștia, pensiile speciale sunt un fel de garanție domnul a actului Sartre, de justiție onest, Sartre. cum ne-a zis șeful. Deci, Cursii motivarea Supreme. principală pentru aceste pensii speciale, pe care o folosesc nu numai și magistrații și alte categorii, este aceea că iau anumite interdicții, restrângeri de a obține venituri din alte tipuri de activități. Sunt de acord dar această restrângere de venituri funcționează pe toată perioada în care omul este activ. Tu trebuie să-l compensezi nu printr-un calcul diferit al pensiei, ci tu trebuie să-l compensezi printr-o salarizare mai bună, pentru că dacă el are o salarizare mai bună, atunci pe principiul contributivității inclusiv pensia va fi mai bună. Exact. Deci tu trebuie să-l compensezi pe salariu, da? Acolo trebuie, când faci ierarhia Grilelor de salarizare în sectorul public să-i pui pe o treaptă superioară, cum și sunt o mare parte dintre cei care uh, beneficiază de pensii speciale, pe o treaptă superioară de salarizare astfel încât uh, să le poți calcula pe baza principiului contributivității pensia respectivă. Asta e o teză care nu se susține efectiv. Uh -huh. uh, sigur că acum mai e o problemă și aici, eu vă spun uh, foarte limpede. După deciziile Curții Constituționale, care până acum a declarat neconstituționale trei legi de desfințare a pensiilor speciale, iar în ultima decizie a Curții Constituționale a mai statuat un principiu că nu poți să modifici o pensie care a fost câștigată, chiar dacă ea nu este pe principiul contributivității, decât pentru viitor. Nu poți să afectezi. Cam asta spune Curtea Constituțională în ultima decizie. Eu vă spun sincer, eu nu cred că această Curte Constituțională. Va declara constituțională, vor lege de desfințarea pensiilor speciale și nu este exclus dacă vrem să desfințăm pensiile speciale, să modificăm, să trebuiască să modificăm Constituție. Și cu banii din PNRR, cum o să rămână? Toată... De... Ascultați-vă în PNR, nu scrie desfințarea pensiilor speciale. Sunt doar reformă, dacă reformă, reformă Nu reformă, schimbare, ce o o, o regândire, o da asta. Au fac niște mici niște mici corecții. Cam ce vor ei să facă? Să nu depășească uh, salariul pe care îl încasează ultimul salariu pe care îl are uh, pensia, să nu depășească valoarea ultimului salariu, să se calculeze nu pe șase luni, ci pe o perioadă mai lungă de 12 luni. Adică sunt niște coafări, dar în sine nu este atacată frontal problema calculării pensiilor pe baza principiului contributivității. Bun. Apropo de decizii atacate frontal, ce decizii credeți că se vor lua sau care nu se vor lua, deși ele sunt așteptate în 2023, tocmai pentru că uh, cei din coaliție sunt cu ochii pe sondaje și pe alegeri? Adică ce o să evite cu obstinație să facă în 2023 păi din să ceea ce fac se cere? Orice reformă. O să evite să facă orice reformă. De exemplu, am vorbit de reforma pensiilor speciale, de reforma da. administrativă. Mi se pare normal să ai o mie de localități care au sub o de locuitori și să ai peste 2.500 de localități ale căror venituri proprii practic nu se permită nici măcar asigurarea cheltuielor de funcționare. Nu este normal. Trebuie optimizată administrația, trebuie făcută o reformă, trebuie redusă numărul, redus numărul de trebuie de, de agenții, trebuie redusă numărul de agenții, trebuie redusă numărul de ministere, trebuie diminuați numărul angajaților din sectorul public. Păi facem digitalizare. Dacă faci digitalizare, practic nu mai ai nevoie de... La ANAF, vă dau un exemplu, ai vreo 30 ceva de mii de angajați în momentul în care se digitalizează ANAF, în momentul în care introduce facturarea, adică practic se introduc în, Uh, softul uh, ului toate facturile, pe, uh, toate astea, în momentul în care practic tot ce se va depune, se va depune online, nu mai e nevoie de atâția angajați uh, în cadrul ANAF-ului, Dar asta e valabil în toate domeniile. În momentul în care digitizezi dosarul de pensie și practic uh, conectezi bazele de date ale revisalului cu uh, Casei de pensii, practic. Mai ai nevoie de atâția oameni care să lingă dosare acolo, practic, că tu introduci datele respective și automat îți iese care este valoarea pensii. Și așa mai departe, sunt foarte multe domenii. Nu vor face reforme. Iar problema lor cea mai mare este că nu înțeleg economia. Și se și vede, au rămas repetenți în anul 2022 la capitolul economiei. Au rămas repetenți la capitolul de energie, au rămas repetenți la carburanți. În mare parte, inflația a fost generată de creșterea prețurilor la energie și a răspunsului nepotrivit pe care l-a dat actuala guvernare în momentul în care a început creșterea prețurilor la energie și datorită creșterii prețurilor la combustibil. Guvernul a pierdut lupta cu inflația pentru că nu a atacat cauzele principale ale inflației, care cauze sunt generate în special de costurile care au crescut dramatic pe carburanți, pe energie, pe materii prime și așa mai departe. Și nu a luat din timp măsuri. Noi, de exemplu, pe carburanți am propus reducerea la a accizei și reducerea la TVA-ului de la 25 la 5% pe o perioadă de 6 luni cu posibilitatea de prelungire de încă 3 luni. Dacă s-ar fi luat măsura în ianuarie, când am depus proiectul de lege, practic, inflația ar fi fost mult mai mică pe energie. De asemenea, am avut Știți că și astăzi plătim pe energie acciză și astăzi plătim bonusul de cogenerare în condițiile în care companiile care produc au niște profituri absolut nesimțite. Noi plătim în continuare bonus de cogenerare și așa mai departe. Sunt TV. doi miniștri cheie în toată povestea asta că tot ați pomenit de energie. Unul e al finanțelor de la PSD, e invizibil, nu contează. Celălalt însă e foarte vizibil și în sens negativ. Domnul Popescu, pe care l-ați avut și noastră în guvern și care... Ce face el acolo, după părerea dumneavoastră? Adică e atât de rău pe cât a să spune? Sau domnul Popescu e o valoare nedescoperită, într-un fel? Da, o valoare nedescoperită. Păi, domnul Popescu a fost depășit complet de situație. Cât a lucrat cu mine, cât a lucrat cu mine, cât de cât eu am alt, eu înțeleg fenomenul din domeniul energiei, din domeniul economic și am avut o colaborare decentă. Adică nu pot să zic că. Dar a fost necesar să intervin de mai multe ori. Pe de altă parte, avea o altă abordare. Acum mi s-a părut complet depășit de situație, plus tu, complet inadecvat, incapabil să explice fenomenele, incapabil să comunice. Acum vă explicați că l-au sacrificat până acum, că și pe liberali cred că i-a enervat prestația domnului Popescu, așa, din, din câte ne-am dat seama. Păi, din guvernul ăsta ar fi trebuit să plece aproape toți. un sacrificați pentru că partidele tolerează incompetența, lipsa de rezultate, uh, tolerează uh, practic uh, deciziile nocive. Numai că problema este că cel care ar trebui să fie exigent este premierul. Numai că premierul are o putere de înțelegere limitată, ca să mă exprim eufemistic, în plus, are el însuși o situație din cauza plagiatului, din cauza lipsei efective de legitimitate, pentru că el nu este un om care să-și fie câștigat legitimitatea într-o activitate democratică în care oamenii efectiv să aibă încredere în lider și poli să-l cunoască și de asta. El e pus acolo de Iohannis, hai să fim cinstiți. E pus de sus fără niciun fel de sprijin în bază. Și el nu are exigența necesară pe care trebuia să o impună în activitatea ministrului, în conducerea guvernului și în fixarea ritmului după care funcționează guvernul. Piața Victoriei la Europa FM. Vă reamintesc invitatul ediției este Ludovic Orban, fost premier, președintele Partidului Forța Dreptei, pentru că vorbim de postul premierului. Ar trebui să se petreacă rotația la guvernare în mai anul acesta. O vedeți întâmplându-se, domnule Orban? În proporție de 90%, la 100, da. Nu-mi doresc chestiunea asta, voi face tot ce depinde de mine ca PSD-ul să nu pună mâna pe conducerea guvernului, dar eu cred că Iohannis va reuși să impună conducerii PNL realizarea rotației, pentru că în mare parte depinde de președinte. Pentru că aici trebuie să se întâmple unul demisia premierului în funcție, Ciucă, Iohannis îl controlează pe Ciucă, practic Ciucă e emanația lui Iohannis, și al doilea lucru care trebuie să se întâmple depinde tot de Iohannis, semnarea premierului, respectiv Ciolacu. Ori aici, cred că Iohannis, ca să își apere propria piele, va impune realizarea rocadei, deși asta înseamnă, practic, un risc major de a preda România pe termen lung către PSD. Ziceți că și să-și apere propria piele, dar Iohannis e un președinte la final de mandat, va fi deja la finalul mandatului când va, vor avea loc alegerile din 2024, adică ultimul an de... Păi da, dar rocada se face anul ăsta. Păi mai da, o rocada se face anul ăsta, dar ce miză mai are? Că până acum aducea PSD la guvernare cu PNL, deja păi a fost o gălușcă greu întâmplă. de înghițit. Acum o să întâmplă. fie și mai greu de înghițit să spui nominalizezi premier PSD. Domnul Mușat, dacă nu-și dă demisia ciucă dacă nu nominalizează premier pe premier PSD, conform protocolului, da. că practic este un protocol care s-a încheiat, pe care eu am votat împotriva lui când eram în PNL și dacă ar fi fost prezenți și 18 de membri ai delegației permanente care ar fi trebuit să fie prezenți la vot și ar fi votat, conform convingerilor, n-ar fi fost aprobată și ar fi uh, picat acest proiect. Dar asta e istorie. Uh, conform protocolului, asta este, asta scriem în protocol. Iar dacă nu se va întâmpla lucrul ăsta, PSD va depune moțiune de cenzură și va dărâma guvernul, după care va susține suspendarea președintelui și demiterea prin referendum, care, dacă se va întâmpla, eu vă spun că trăiesc în legătură directă cu oamenii și... Am o percepție corectă. Dacă se ajunge la un referendum de demitere a lui Iohannis, Iohannis pierde cu minim 80%. Bun. Deci rotația zice ce o să ai Eu zic loc. că, ea e, că e okay. profund nocivă. Eu nu-mi doresc așa ceva. Toată viața mea de 30 ceva de ani lupt contra avatarurilor Partidului Comunist. Și are care șanse... Ține România pe loc. Are șanse coaliția să rămână și în, în 2024, când, teoretic... Ar trebui să se ascută niște săbi, să vrea PSD-ul candidat la președinție, Poate să vrea și PNL-ul candidat la președinție. Obiectivul principal al PSD în anul 2024, din punctul meu de vedere, va fi câștigarea alegerilor prezidențiale. Ei doresc să intre în turul 2 cu un candidat uh, extremist, naționalist. Din cauza asta, dacă vă uitați pe canalul canal de media controlată de PSD, o să vedeți o adevărată uh, explozie de mesaje care să avantajeze falsa opoziție care este constituită din naționaliști deci pentru că singurele alegeri câștigate din 96 Deci se chinuie șase... să umfle aur exact. ca aur da, să, da, devină da, da. Să, de de să devină chipurile un concurent de față al PSD-ului să devină ajungem la situația uh, Ion Iliescu cu Corneliu Vadim Tudor e din 2000 a fost singurele alegeri da. câștigate de un candidat PSD când în turul 2 mm -hmm. s-au luptat cu un candidat Și... care nu putea fi votat de publicul educat, de publicul decent, de clasa Bun, de mijloc. De și eu. candidatul PNL inexistent în ecuația asta, înțeleg. Păi, ce candidat are PNL? PNL nu are candidat. Acum nu are, nu știu. Zic. Adică deci e clar, planul, ziceți, așa-i făcut, doar PSD-ul să aibă culoare deci spre dacă președinție. Dacă vrea să umple de ridicol, probabil PNL-ul, da, ceea ce cred eu și m-am și spus de mai multor ori public, eu cred că Iohannis își dorește să repete scenariul 2009 în care cedeze PSD-ului uh, candidatul la președinție și PNL-ul să primească candidatul la prim-ministru într-o alianță electorală făcută cu PSD-ul. Exact după model, dacă vă ceți aminte, când Antonescu l-a scos din Jobent pe Iohannis și sprij l-a sprijinit în turul 2, condiția ca dacă este Joana președinte, premierul din partea PNL să fie mm -hmm. Iohannis. Cam așa, cam asta gândește Iohannis. Din punctul meu de vedere, din cauza asta a făcut tot ce a făcut călcând în picioare democrația, Constituția, practic călcând în picioare toate angajamentele pe care și le-a luat față de 6, 6 milioane și jumătate de români care și-au pus speranțele în el. Numai și numai pentru a nu se pensiona și pentru a avea o perspectivă după 2024, care nu e altă perspectivă decât asta pe care o planifică. Asta nu înseamnă că se va întâmpla neapărat asta. Pentru că mai curge multă apă pe Dâmbovița până în 2024. Ar putea apăra așa numitele lebede negre care se schimbă. O, o să apară foarte, foarte multe foarte multe situații neprevăzute care, practic, se schimbe pe acest plan. Eu mi-aduc aminte de 2014 când U.S.L. era nu la putere. Se da, cu din teren. Uniunea Social-Liberală era la putere. Părea că unul dintre ei va fi candidat la președinție, celălalt va prelua postul de premier, după care s-au hotărât amândoi să candideze la postul de președinte și s-a rupt înțelegerea. Acum nu știu dacă eu paralelă care să poate fi făcută cu epoca aia nu, de pe Antonescu vreoare, Ponta... a decis să rupă usl când și a dat seama da. că Ponta vrea să candideze la prezidențiale, Doamne. deși înțelegerea în cadrul USL era ca Ponta să fie premier și Antonescu președinte și Antonescu președinte păi asta zic și acum s-ar putea ajunge la aceeași situație să încerci păi Iohannis să fie premier și să lase PSD-ului președinția ce... dar să nu Antonescu iasă. Antonescu nu vreau să vă redau ce l am spus eu în delegația permanentă, dar toată lumea ține minte ce le-am spus eu acolo, că practic uh, au gândit prost uh, pentru că Ponta ajungea premier în 2012, iar alegerile prezidențiale erau în 2014 și probabilitatea ca Ponta odată instala ca și premier în 2012 să și mai respecte cuvântul față de Antonescu în 2014 era egală cu zero, ceea ce s-a și întâmplat. Uh, acum în schimbat alegerile, sunt simultane alegerile prezidențiale, nu chiar simultan, dar în aceeași perioadă. Adică, președintele și investirea Guvernului se face după aceste alegeri, imediat. Deci, practic, nu mai e un decalaj de 2 ani, cum era Dar, încă o dată, astea sunt teoriile la care gândesc ei. Din punctul meu de vedere, singura modalitate de a putea răspunde, în mod eficient, acestei strategii a PSD-ului este o coalizare de centru drept, care să redea speranța publicului de dreapta și care să creeze un vehicul politic care să aibă capacitatea, în primul rând, să dea un candidat care să intre în turul 2 și, în al doilea rând, odată ajuns în turul 2, să aibă capacitatea să bată PSD, candidatul PSD, chiar dacă acest candidat PSD va fi sprijinit de conducerea PNL într-o eventuală alianță. Calculele astea deja se fac, Domnule Orban, în rândul partidelor pe care dumneavoastră le reprezentați ca fiind această alternativă, că îmi imaginez că inițiați discuții, nu știu, cu USR-ul, cu PMP-ul, poate cine avem, să mai revendică pe culoarul ne asta ne de ne dreapta? Ne avem, ne avem discuții, avem o colaborare la nivelul Parlamentului cu USR. PMP nu e reprezentat în Parlament, dar avem o relație bună la nivelul organizațiilor locale, la nivelul administrației locale, cam ăștia spilonii de construcție, ca să cinstiți. alte forțe politice care să fie cât de cât pe zona de centru-dreapta, care să fie pe zona publicului care își dorește altceva, public care își dorește reformă, modernizare, care își dorește ruperea tuturor cu lanțurilor de complicități care țin societatea românească și care creează toate discrepanțele astea, cam pe zona asta zic eu că e construcția. Vom vedea. Dar nu vreau să mă anticipez pentru că întotdeauna pentru a se realiza o înțelegere trebuie să cadă de comun acord toți partenerii la eventuală înțelegere. Uh, nu pot să nu vă întreb de domnul Bode, că l-am pomenit pe Popescu mai devreme și un alt ministru este Bode, cel care a făcut parte și dintr-un guvern al dumneavoastră, care domnul Bode pare acum un element, un pivot, așa, în tot felul de povești, de la dosarul Schengen ratat până la chestiunea cu plagiatele, până la o încordare a mușchilor în PNL, unde e secretar general și unde am impresia, așa, din, din sursele pe care le avem, că domnul Ciucă contează foarte puțin în raport cu domnul Bode. Și stau și mai Contează mă întreb... și mai puțin decât își dorește să că el își dorește foarte puțin să conteze în viața PNL-ului, că pentru el e așa, e, e un fel de dacă dacă e din cu, ah. cu plăcere, el își dorește și contează și mai puțin. Sigur că acolo încearcă mai mult să tragă de sport, dar la ora actuală o criză de leadership dramatică în zona. Domnul Bode în... pare că a adunat foarte multe nemulțumiri. Mai e și povestea asta acum, un nou atac prin justiție la adresa universității care studiază lucrarea de doctorat. Înțelegem că se îndreaptă spre un verdict de plagiat pe care vrea să-l blocheze cu orice chip. Cât mai rezistă domnul Bode și dacă odată cu dispariția poate a domnului Bode de la interne, nu știu, avem șanse mai mari să rezolvăm povestea Schengen? Deci în condiții, în circunstanțe normale, Bode ar fi dispărut din peisaj. Aici, în schimb, e o situație bolnăvicioasă care cât de cât îi mai dă o șansă lui Bode să scape. Pe chestiunea cu plagiatul, Cine trebuie să-i ceară demisia? Ciucă, care este și președinte PNL și premierului, adică superiorul lui pe ordine ierarhică în cadrul guvernului. Păi Ciucă e la fel de plagiator ca și Bode. Cum să-i ceară Ciucă, care este în aceeași situație în care el a împiedicat printr-un proces o malversațiune mizerabilă care miroase de la kilometri distanță, pute, efectiv, printr-un proces cu o entitate din cadrul Ministerului Educației, care e subordonatul guvernului, uh, UFCD, uh -huh. a împiedicat să se pronunțe care e entitatea uh, care este abilitată prin lege să se pronunțe asupra uh, diplomelor uh, și titlurilor, a împiedicat Gnatcu să se pronunțe asupra eventualului plagiat uh, din lucrarea sa. Păi, Ciucă e cel care trebuie să-i ceară demisia lui Bode. Păi cum să o facă Ciucă să-i ceară demisia lui Bode? pe motiv de plagiat când ele cu musca pe căciulă. Asta e primul. Al doilea ar fi trebuit să-și dea demisia după eșecul lamentabil în ceea ce privește integrarea României în Schengen. Eu am spus și o repet, România a luat decizii greșite. Noi, unul la mână, nu trebuia să rămânem cu de Bulgaria, pentru că era clar că Olanda, votând împotriva Bulgariei, votează și împotriva României. Și doi, nu trebuia să forțăm introducerea pe ordinea de zi, atâta timp cât știam foarte clar că pentru uh, cancelarul Austriei, care ave are alegeri în ianuarie în uh, Austria inferioară, era o problemă de viață și de moarte să câștige aceste alegeri ca să rămână în funcție și partidului să rămână principal partid de guvernământ și știam clar că el nu va vota și va uza de dreptul de veto. În condiții astea, menținerea pe ordinea de zi pentru Consiliul Jai din 8 decembrie a fost o decizie catastrofală. Noi numai că am casat două voturi împotrivă și că ni s-a respins un drept legitim pe care l-avem, dar nici măcar n-am obținut o promisiune mm -hmm. de viitor și astăzi președinția suedeză spune pe bună dreptate că nu va pune pe ordinea de zi integrarea României în Schengen într-un eventual Consiliu JAI decât după ce se clarifică uh, opoziția, adică Austria și, și Olanda, și Olandei, da, exact. Și Austria da. și Olanda. Da, da, da. Deci e vorba și de Austria da. și de Olanda. Vă dați seama că Practic a fost o catastrofă. Deci, iar aici trebuia instantaneu cineva să răspundă pentru acest eșec major și normal, ministrul de interne care e reprezentantul României ar trebui să-și dea demisia, să-și asume, pentru că altfel măgăreața cade pe capul uh, întregii uh, guvernări și coaliții. Numai că aici, deciziile proaste au fost luate de Iohannis și Iohannis este cel care trebuie să-i spună, hai Bode, du-te și tu, pleacă de aici, cum i-a spus și lui Câmpian. Ori nici Iohannis nu-i spune lui Bode Pleacă de aici. Da. Pe de altă parte, presiunea opiniei publice față de Bode, dacă va apărea un verdict al Comisiei de Etică, în care se va declara că lucrarea este plagiată, părerea mea e că șansele ca Bode să plece sunt foarte mari. Explicați-ne puțin la final, domnule Orban, chestiunea asta cu procesul pe care l-ați intentat guvernul. Le-ați dat în judecată guvernul. Să explicăm un pic situația. De peste <coughs> 2 ani, aproape 50 de localități din România, unele nu, chiar orașe... Nu, nu, sunt, acum sunt 56. 56, iată. Nu au primar, pentru că guvernul refuză să organizeze în alegeri. Legia, de da. În conformitate cu legea, plec de la lege. În conformitate cu legea, guvernul... sectorul 5, uite că exemplu mai familiar. este familier. obligat, ca în termen de max 90 de zile de la vacantarea unei poziții de primar sau de la dizolvarea Consiliului Local să decide prin hotărâre de guvern data, organizarea legilor și data alegerilor. Este obligația conform legii, conform codului administrativ. Nu mai vorbesc de Constituție care garantează dreptul la vot și care stabilește cum se asigură legitimitatea. Acest guvern, în ciuda unor, să vă zic, demersuri repetate pe care le-am formulat numai eu, și colegii de la USR și colegii din general, opoziția, a formulat uh, solicitări și au uzat toate pârghile, nu a vrut să facă alegeri. Refuză să emită hotărârea de guvern prin care să convace aceste alegeri. Gândiți-vă că de 2 ani, un an jumate, un an de 9 luni, de 8 luni, sunt comunități locale care Locate, sunt conduse imaginez. de oameni da. care n-au nicio legitimitate să conducă, da. care practic administrează bugetul, care uh, iau decizii cu privire la proprietățile, la patrimoniul localităților respective, care angajează în împrumuturi uh, comunitățile locale, sau respective, care din potrivă nu fac nimic, sau pe care că nu fac nimic, ei sau țin locuri, care nu fac nimic da. sau care nu fac nimic, dar au niciun fel de responsabilitate. Da. Bun, deci bun, sunt conduse ilegal. Ce ar Eu rezolva? În să ajung în situația în care să fiu obligat să apelez la această soluție. Am dat guvernul în judecată pentru a obține din partea unei instanțe o hotărâre judecătorească care să oblige guvernul. Să emită hotărârea de guvern pentru organizarea legilor. A durat mai mult pentru că în contencios e o procedură, e o procedură prealabilă. Întâi am formulat solicitare către guvern, guvernul a trebuit să-mi răspundă în 30 de zile. Nu mi-a răspuns în 30 de zile după ce. A curs termenul de 30 de zile în care guvernul nu mi-a formulat niciun răspuns și nicio explicație de ce nu organizează. Am înaintat acțiunea la Curtea de Apel București, după care Curtea de Apel București a trebuit să desemneze un complet. Completul a cerut punct de vedere de la guvern, guvernul a formulat punctul de vedere și, în sfârșit, pe data de 6 februarie, este primul termen de judecată în acest proces în care eu practic doresc ca o instanță din România care puterea judecătorească, care e sigura care poate interveni într-o într, -o altă, într -o astfel de speță și care să oblige guvernul să facă ce spune legea, da? În mod normal, guvernul ar trebui să respecte legea, dar guvernul nu respectă legea, guvernul nu respectă Constituția și, atenție, guvernul nu respectă dreptul de vot al cetățenilor. Sute de mii de români au dreptul să-și voteze primarii și acești sute de mii de români nu sunt lăsați să voteze pentru că guvernul nu își îndeplinește obligația legală. Mulțumesc foarte mult, Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei, azi în Piața Victoriei, pe curând. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.